Salutare prieteni, astăzi vă voi prezenta un tutorial despre programul care ne arată durata de viață a SSD-ului. Vorbim aici de SSD-ul pe care probabil că mulți dintre voi îl aveți în calculator sau în laptop, acel SSD care nu are componente în mișcare, da? Prin SSD înțelegem că nu are componente în mișcare ca hard discul. SSD-ul folosit de mine este un Kingston V300, l-am prezentat și în ghidul video, un SSD foarte bun. Programul se numește SSD Life. După cum știm, SSD-ul, deja știm că SSD-ul nu are componente în mișcare, adică nu are acele platane care străbat fac 365 de grade pentru ca acel ac să citească datele noastre care le avem. Durata medie de viață a unui SSD este dat de volumul de date care se scriu pe el și o să revin imediat cu această idee. Ce trebuie să facem în primul rând când ne luăm un SSD pentru a nu îl suprascrie, pentru a nu nu-l suprascrie, pentru a îl folosi cât mai puțin, pentru a-l folosi cât mai puțin, adică la scrierea de date, rescrierea, citirea și așa mai departe. El este recomandat pentru utilizare zilnică, bineînțeles, dar are un volum, un număr de cicluri de scriere și citire. Unii spun că ar fi 10.000 de cicluri, alții spun că sunt 5.000 de cicluri, dar cert este că aceste cicluri, această durată de viață se poate calcula. Aia îmi place foarte mult la aceste SSD-uri, că se poate calcula, poți determina când nu-ți va mai funcționa SSD-ul pentru a-ți salva datele de pe el. Bineînțeles că vor apărea între timp și metode de recuperare a datelor, accesarea zonei firmware și așa mai departe. O să mă întrebați, păi bun, știu că sunt și programe care mi arată la hard disk cât la sută performanță mai are sau cât timp mai trăiește. Este fals, pentru că oricând, în orice moment, se poate sparge rulmentul în el, se poate arde motorașul, poate să se spargă platanul în el sau acul de citire să nu mai fie bun. Da, datorită unor șocuri, probabil suntem cu laptopul și ne scapă, probabil o parte a platanelor nu o să mai fie accesibile după ce ne-a scăpat laptopul. Iarăși cu SSD-ul putem să sunt rezistente la șocuri, ca și un stick USB care îl tânte jos și încă mai funcționează, se bazează pe aceeași tehnologie. Încă ceva, cei care au SSD-uri nu trebuie să le defragmenteze. Aceasta este primul search pe Google care îl dă un începător care și-a cumpărat un SSD și din întâmplare ori nu a văzut tutorialele mele, ori din N părți, este începător și a căutat dacă poate defragmenta SSD-ul. El, mulți spun că trebuie, mulți spun că nu trebuie. Eu spun că nu trebuie defragmentat SSD-ul pentru că, neavând piese în mișcare, datele sunt puse la oaltă, unul lângă altul, mai pe românește, și are un timp de acces foarte, foarte mic. Defragmentarea ne ajută atunci când avem un timp de acces foarte mare, ca al harddiscului, în cazul meu 13 milisecunde față de 0,1 milisecunde. Vorbim despre timp de acces foarte mare, automat datele trebuie să fie puse pe platan undeva, unele lângă altele, pentru a avea timpul de acces mai rapid. Defragmentarea se oprește, știți cum, din Windows, chiar dacă programele care le folosiți voi pentru defragmentare arată că este fragmentat, acesta nu trebuie defragmentat deoarece îi scade durata de viață. Și o să mă întrebați cum? Păi gândiți-vă, când defragmentăm un hard disk, gândiți-vă doar când defragmentați un hard disk, ați văzut că el trebuie să ia fișele dintr-o parte, să le mute pe altă parte și după aceea să le pună pe toate la un loc. Gândiți-vă că aceste, dacă am avea 100 de giga în partiția Windows-ului, a SSD-ului, să o rescriem încă 100 și încă 100, practic 300 de gigabyte rescriși, practic 200 de gigabyte, pentru că acea 100 o punem că e deja rescrisă, 200 de gigabyte deja
scriși aiurea pe hard disk, cu care acei 200 putem să facem mult mai mult, care ar conta câteva zile sau câteva luni din viața SSD-ului nostru. Dar defragmentarea îi face o îi creează o problemă SSD-ului, poate deveni și nefuncțional de la prea multă defragmentare. Cei obișnuiți cu hard diskurile care și au calculatoare un pic mai vechi și au trecut la SSD, probabil erau încântați de defragmentare de multe ori, dar nu este recomandat, pentru că se scrie volumul foarte mare de date. Să trecem la următoarea idee. Am să vă spun să dezactivați page file-ul, da? Adică, o să vă spun imediat ce este și page file-ul să iau cu începutul. Cei care aveți pe sistem, un sistem echipat cu sistem, să înțelegem, sistem înseamnă calculator, n-am zis operating system, că s-a mai făcut această confuzie și într-o întrebare adresată de un utilizator. Dacă avem calculatorul echipat cu mai mult de 8 GB de memorie RAM sau inclusiv 8 GB memorie RAM, este recomandat dezactivarea page file-ului. Ce face page file? După cum știm, dacă avem un sistem cu 2 GB memorie RAM și dorim să instalăm, să zicem, Windows 7. Windows 7 va merge excelent, dar pe lângă Windows 7 mai avem și browsere, playere, mai știu ce, Steam, antivirus și așa mai departe. După cum știm, page file-ul vine în ajutorul memoriei RAM. În caz în care memoria RAM este insuficientă, hard discul preia sarcina de a stoca câteva informații într-un spațiu care îl dăm noi pentru a fi mult mai rapide, pentru a se prelucra mai repede volumul de date fiind mare. De aceea, la 8 GB de memorie RAM putem să dezactivăm page file-ul și am să vă arăt și de unde îl dezactivăm. Mergem pe computer, clic dreapta, proprietăți, Advanced System Settings, la Performance Settings, Advanced, la Virtual Memory Change și voi o să aveți System Manage Designs. După cum vedeți, aici o să arate, la voi o să arate 7000 de mega sau ceva genie, am dezactivat-o acest page file. Pentru SSD partiția C, pentru hard disk este partiția E. Eu am lăsat, voi dați set, îi dați no paging file, îi dați set, ok, apply, ok, o să vă ceară un restart, îi dați restartul și o să aveți de fapt oprit page file-ul. Sunt un pic amrăcit. Cum dezactivăm defragmentarea automată? Foarte ușor. Mergem pe start. Bănuiesc că o să vedeți, dar voi o să știți, dar probabil eu nu pot să vă arăt deocamdată. Mergem pe Start, Administrative Tools, Defragment and Optimize Drive pentru Windows 8, sau puteți să scrieți direct în căsuța de căutare a startului Disk Defrag pentru Windows 7 și l-avem aici și voi o să-i dați turn off, deja l-am închis. El o să-mi zică că e destul de fragmentat partiția C, eu nu-i dau niciodată defragmentare decât la hard disk. Bun. Să trecem la programașul nostru SSD Live. Deschidem un browser, scriem pe Google, bineînțeles, SSD Live. Mergem pe site-ul producătorului ssdlive.com. Voi puteți să-l luați și de pe Filelist pentru versiunea Pro, care o am și eu, de pe Filelist sau de pe ori altundeva, pentru că Filelist este un tracker privat de torente. Nu oricine are acces acolo. Puteți să-l descărcați și să-l încercați. Aici avem lista SSD-urilor care sunt suportate de acest program. Da? Voi îl descărcați, îl instalați, eu l-am aici, îl vom lansa. Și practic așa arată versiunea noastră de SSD Live. După cum știm, el spune aici că va mai trăi 8 ani. 8 ani și 5 luni. Acum câteva luni, dacă nu mă numesc, acum 3 luni sau 3-4 luni, mi-a arătat 9 ani și câteva zile. El a mai scăzut datorită volumului mare de date care era scris pe el, deoarece eu nu aveam page file-ul dezactivat. A mers vreo 50 de zile fără page file, probabil și mai mult fără page file dezactivat.
Cum s-a întâmplat asta, nu mă întrebați. Bun. Avem programul, după cum știți, el spune că durata estimată de viață este 8 ani. Orice componentă, da, orice componentă hardware a calculatorului este garantată de producător că va funcționa în parametrii performanței, cât și în parametrii dați de producător, frecvență și așa mai departe, 5 ani de zile. După 5 ani de zile este posibil să cedeze sau să nu mai funcționeze corespunzător. Deci 5 ani de zile este, chiar dacă voi vedeți garanție pe viață la memoriile RAM sau 60 de luni. 60 de luni înseamnă 5 ani în care el este stick-ul, de exemplu, un stick, un data traveler, da, data traveler R400, cauciucat, 8 GB, garanție 5 ani. El în acești 5 ani se poate defecta la mine și îl pot trimite la garanție. Defect, atenție, nu mecanic, ci electronic, adică nu dacă îl trântesc eu sau dacă îl calc. El este garantat că el va funcționa la vitezele date de producător, deși teoretice, va funcționa 5 ani. După 5 ani el poate să mai funcționeze, poate să nu mai funcționeze. E și aici o chestie complicată. Întotdeauna când vedeți, revenind la SSD, întotdeauna când vedeți pe diferite site-uri, pe eMAG, PC Garage, Evomag și așa mai departe, când vedeți vitezele unui SSD de 500 de mega, de 400, acolo sunt vitezele teoretice care poate să le atingă acest SSD. El poate să facă, niciodată nu poate să scrie sau să citească cu o viteză mai mare, dar cu o viteză mai mică se poate, pentru că mare este maxim care acest SSD îl suportă. De aceea sunt slabe șanse să atingeți maxim. Aici în fereastra SSD Life Pro avem denumirea SSD-ului nostru, Kingston V300S 37120 de GB, versiunea de firmware, spațiul 120 de GB, dintre care liberi 58,6. El lucrează de 327 de ore, 13 zile și 15 ore, nu știu de ce, nu știu ce sunt astea, pentru că eu l-am de mult mai mult timp, da? Tehnologia Trim, care ne ajută să scriem uniform datele pe tot SSD-ul, este suportată și este deja pornită. La viață avem 100% și putem să-i dăm aici pentru smart, asta mai mult în cazul harddiscurilor, în care avem count, sunt acelea la harddiscuri, acele sărituri pe care le face acul de citire pe platan. El spune că până în 30 iunie 2023 va funcționa acest SSD. Sperăm să funcționeze mai mult. Dacă o să-l mai am până în 2023, o să vă anunț dacă cu siguranță a rezistat până atunci în utilizarea normală, adică Windows, muzică și așa mai departe. Jocurile le am pe hard disk, dar nu exclu varianta să-mi cumpăr încă un hard disk mai bun, să instalez jocuri pe el și să vă anunț atunci cum se vor mișca jocurile. Care influențează decât SSD-ul, influențează decât timpul de încărcare, nu FPS-ul. Să ține minte, eu am o problemă cu harddiscul meu și de aceea vreau să schimb cu un SSD. De SSD-ul influențează în jocuri decât timpul de încărcare, acele ecrane de loading. Atât. Aici avem datele de scriere, da? De citire și de scriere. Avem scris în gigabytes 39 de gigabytes scris în ultimele 7 zile. Total am scris 580 de gigabytes. Am citit 526 de gigabytes și am în ultimele 7 zile 23 de gigabytes. Pentru a-l face să pornească odată cu Windows-ul, avem nevoie să intrăm în setări, Start with Windows, și putem să-l lăsăm să verifice la fiecare 5 minute, da? Sau la fiecare 10 minute, sau la fiecare 30 de minute, să verifice cât volum de date a scris într-o zi. De exemplu, dacă faceți într-o sâmbătă în care sunteți acasă de dimineață până seara de la ora 9, să spunem, îi dați să pornească odată cu Windows-ul și să verifice din un sfert într-un sfert de oră sau din 30 în 30 de minute.
După care, la sfârșitul zilei, pe la ora 9-10 sau când stați voi la calculator, vă uitați la tabul Today și vedeți câți gigabyte ați scris, da? Câți gigabyte ați citit și câți gigabyte ați scris. De fapt, erau inversate. Câți gigabyte ați citit și câți ați scris. În fiecare zi calculați cu numărul de gigabytes care poate să-l scrie, dar încă o mare problemă, noi nu avem o sumă, da? Deci producătorul nu ne dă o sumă maximă de gigabytes care poate să-i scrie, dar puteți să faceți o medie cam cât gigabytes scrieți voi într-un an. Ce este recomandat să nu faceți pentru a-l ține cât mai mult timp și nu-l îngreuna așa foarte rău, să nu faceți agresiv defragmentare, adică defragmentarea să fie deloc, page file-ul să fie cât se poate de dezactivat la cei care au mai mult sau inclusiv 8 GB de memorie RAM și nu download foarte mult, adică să începe să descărcați jocuri foarte mari doar pentru că se mișcă repede și după aia să le mutați pe hard disk. Iarăși vorbim despre 15 GB care îi scrieți aiurea și îi citești aiurea. Da? Asta este chestia. După cum vedeți, viață 100%, mă mai ține încă 8 ani și 5 luni și 2 zile, bineînțeles. Deci să nu uite în alea 2 zile să-mi salvez toate datele de pe el. Vorbind sarcastic. Bun. Cam atât ar fi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine în acest tutorial video. Eu am fost Ionuț. Voi ați fost pe canalul meu. La revedere!